Dumnezeu și omul, sinteză din învățăturile Sfinților Părinți. Iubiți credincioși, Dumnezeu poate fi iubit, dar nu gândit. Poate fi prins și apropiat prin iubire, dar niciodată prin gândire. Dumnezeu este începutul, mijlocul și sfârșitul oricărui bine. În sine, Dumnezeu este gândire necunoscută, cuvânt negrit și viață necuprinsă. Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt nicăieri, iar al cărui centru este pretutindeni. Pentru aceea a venit Iisus Hristos în lume să cunoască și să înțeleagă tot omul cât de mult îl iubește Dumnezeu. Iisus se face ascultător Tatălui vindecând propria noastră neascultare și devine pentru noi modelul unei ascultări fără de care nu există mântuire. Dumnezeu nu doar că nu lasă să fim ispitiți peste puterile noastre, dar ne și ajută chiar în ispită, ne sprijină și ne întărește, adică noi facem ce se cuvine din partea noastră și nu ne lipsesc bunăvoința, nădejdea în el și răbdarea. Dumnezeu ne trimite darurile sale cu o bucurie mai mare decât cea cu care le primim noi. Am văzut case și m-am gândit la arhitect. Am văzut lumea și am înțeles Pronia. Am văzut Corabia fără cârmași cufundându-se. Am văzut oameni neîsprăviți nimic fără Dumnezeu. Am înțeles că toate există prin rândul la Domnului. Chiar dacă noi ne depărtăm uneori de Dumnezeu, Dumnezeu rămâne mereu lângă noi. Dumnezeu va avea întotdeauna ceva ce să-l învețe pe om. Iar omul va avea întotdeauna ceva de învățat de la Dumnezeu unde este înțelepciunea lui Dumnezeu, nu mai este nevoie de înțelepciunea oamenilor. Este cu neputință să dobândim înțelepciunea fără să trăim într-un mod înțelept. Înalță-te mai mult prin viață decât prin gândire. A vorbi despre Dumnezeu este un lucru mare, dar este un lucru și mai mare a te curăți pentru Dumnezeu. Isus ne-a împăcat prin sine atât cu Tatăl cât și între noi. La Isus poți privi fără să încetezi să-i privești și pe ceilalți. Dumnezeu s-a făcut purtător de trup pentru ca omul să poată deveni purtător de duh. Totul este săvârșit de la Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu Duhul Sfânt, trăime sfântă slavă ție. Mântuitorul, Iisus Hristos, a ales crucea fiindcă astfel se moare, cu mâinile întinse. El s-a sfârșit îmbrățișându-ne. Crucea este poarta tainelor. Prin linia verticală, crucea îl arată pe Dumnezeu, iar prin linia orizontală se arată toată zidirea în atârnare desăvârșită de Domnul, neavând alt suport al existenței, altă nădejde în afară de Dumnezeu. Crucea este izvor de tămăduire, este ușa tainelor, arma păcii, veselia sufletelor noastre. Orice faptă bună este o cruce. Calea lui Hristos este crucea de fiecare zi să nu-ți duci târâș, adică văitându-te, oftând și cârtind, ci mulțumește-i lui Dumnezeu pentru toate, bune și rele, știute și neștiute, boală și suferință. Nimeni nu s-a urcat vreodată la cer prin comoditate. Urmează-L pe Hristos nu numai la înviere, ci și la cruce. Fii totdeauna cu Dumnezeu dacă vrei ca Dumnezeu să fie totdeauna cu tine sau altfel spus, caută-L pe Dumnezeu în vreme de pace dacă vrei să-L găsești în vreme de război. După fire, Dumnezeu este în afara tuturor lucrurilor, dar prin lucrările sale este în toate. Niciun folos nu vine din lucrarea omului fără înrăurire de sus. Fiecare din noi este ajutat de celălalt în mod providențial. Omul din afară nu este decât o oglindă a celui dinăuntru. Omul corabie mică, dar acolo se află lei și balauri, creaturi otrăvitoare și răutate, cărări bolnave și prăpăstii fără fund dar sunt de asemenea și Dumnezeu și îngerii, viața și împărăția, lumina și apostolii, cetățile cerești și comorile de har, acolo sunt toate, este un altar. Omul este coroana creației, creștinii ortodoxi, nu se nasc creștini, și devin creștini, nimeni nu se naște creștin ortodox, dar oricine poate deveni creștin ortodox, pentru a fi bun creștin, am pe Hristos întreg pentru mântuirea mea, scriptura întreagă pentru studiul meu și lumea întreagă drept parohia mea. Creștinii trăiesc în trup, dar nu după trup. Trăiesc pe pământ, dar viețuiesc ca în ceruri. Ei nu sunt o societate nouă după trup, ci după suflet. Căci deși viața lor materială este la fel ca a tuturor oamenilor, ținuta lor morală și duhovnicească este excepțională, ei sunt pentru lume ceea ce este sufletul pentru trup. Fiecare din noi este pictorul propriei sale vieți. Sufletul este pânza, virtuțile sunt culorile, iar Isus Hristos este modelul pe care trebuie să-l pictăm. Purtarea creștinilor să fie cea mai bună apărare a credinței lor. Nu poate exista biserică creștin ortodoxă în afara iubirii. Biserica este o corabie, iar creștinii care merg la sfânta biserică și intră în ea sunt izbăviți din furtuna păcatelor. Ceea ce are omul dumnezeiesc în el este putința de a face bine. În lume există un singur bine și un singur rău. Unicul bine este mântuirea, iar unicul rău este pierderea ei. Când un străin bate, caritatea îi deschide ușa ospitalității. Odată inițiat, îl întâmpină bucuria. Odată primit, îl găzduiește omenia. Pe cel flămând îl hrănește bunătatea. Pe cel deznădăjuit îl călăuzește credința, iar pe cel tulburat, dragostea. Să ne cinstim unii pe alții pentru a învăța să-L cinstim pe Dumnezeu. O, dacă omul ar cinsti pe Dumnezeu așa cum Dumnezeu îl cinstește pe om. Nu trebuie să ne îngrijim de ale noastre, ci de ale altora. Este greu să-i deosebești pe cei cu adevărat săraci de cei prefăcuți. Gândiți-vă că este mai bine să dăm ajutor celor ce nu-l merită, decât să nu-l dăm celor care îl merită și care cu adevărat au nevoie de el. Am căzut prin păcat, dar ne ridicăm prin căință. Cel ce își vede păcatele va vedea pacea. Când noi ne aducem aminte de păcatele noastre, Dumnezeu le uită. Este multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se căiește. Noi nu trebuie doar să iertăm, ci să și uităm. Nu ierta doar din ascultare față de Dumnezeu, ci din plăcere pentru ceilalți. Dar acela care se împacă cu ceilalți spre a fi lăudat, același face rău singur. A ține minte rău înseamnă a fi birui de rău. Împacă-te cu Dumnezeu și mulți oameni vor veni să se împace cu tine. Iertați-vă unul pe altul, după cum vă iertați și Dumnezeu pe toți în Hristos. Căința ne deschide cerul. Mărturisirea păcatelor rele este începutul faptelor bune. Intră în biserica creștin-ortodoxă și te căiește. Aici nu se trage la judecată, ci se dă iertare păcatelor prin taina Sfintei Spovedanii. Dumnezeu ne-a dat mila ca o poruncă a dragostei. Cu un bănuț dăruit poți cumpăra cerul. Nu fiindcă cerul ar fi atât de ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este plin de iubire. Dacă n-ai nici măcar acest bănuț, atunci dă un pahar cu apă rece, hrănește-l pe cel ce moare de foame. Dacă nu o faci, îl ucizi. Sufletul trăiește veșnic și nu poate muri, căci este suflare din suflarea lui Dumnezeu și la judecata de apoi, Sufletul iară se va uni cu trupul. Când veți curăța Sufletele voastre, atunci se vor curăța și se vor împărtăși de prezența lui Dumnezeu și de dumnezeiasca și cereasca sa strălucire. Atunci sufletele vor fi ca niște oglinzi curate, receptive la lumina dumnezeiască și vor putea primi și ele strălucire. Credința fără fapte moarte este. Cine nu crede că va învia și că va da socoteală, ci gândește că toată ființa sa se mărginește la viața aceasta, aceluia nu-i va păsa mult de faptele bune, Credința în înviere este adevărată mângâiere în suferință, în lupta cu ostinirile și cu greutățile vieții. Cel ce crede se teme, cel ce se teme se zmerește, cel ce se zmerește se îmblângește. Cel blând păzește poruncile, cel ce păzește poruncile se luminează, cel luminat se împărtășește de tainele Cuvântului Dumnezeesc. Credința face ca omul și legea să fie minunate. Un lucru mic, este un lucru mic, dar credința din lucrurile mici este un lucru mare. Cine este credincios în lucrurile mici, e credincios și în cele mari. Trebuie să cerem de la Dumnezeu ceea ce este de folos sufletului, nu ceea ce ni se pare nouă că ne este de folos. Postul adevărat este abținerea de la orice lucru rău, e stăpân pe pântece. Fie atunci dar stăpân și pe limbă. Postul acela este adevărat, care este prezent în toate. Pe toate le curățește și pe toate le vindecă. Cât săraci nu puteau fi hrăniți datorită unei zile de post. Cel ce nu cunoaște postul, nu cunoaște crucea. Nu-l invidiați pe cel bogat pentru averea sa, pe cel puternic pentru demnitatea sa, iar pe cel înțelept pentru știința sa. Căci toate acestea sunt mijloacele virtuții doar pentru cei ce le întrebuințează bine. Fericirea în sine nu stă în ele însele. Rugăciunea este singura ce ne poate înălța la cunoștința lui Dumnezeu. Teologia fără trăire este teologia diavolilor. Rugăciunea este alungarea întristării și a descurajării, rodul bucuriei și al mulțumirii. Nu se poate ca Dumnezeu să nu asculte rugăciunile omului. Rugăciunea ta rămâne neauzită când o acoperă strigătul celui nepăstui de tine. Când tu vorbești în ascuns cu tine însuți, cuvintele tale sunt cercetate în cer. De aceea și răspunsurile îți vor veni de acolo. Dacă te vei ruga pentru toți, toți se vor ruga pentru tine. Inima cea mai milostivă este aceea care arde pentru toată făptura. Pentru oameni, pentru păsări, pentru demoni și pentru toată zidirea. Nici fecioare, nici femei măritate, nici monac, nici mireni ci o hotărâre dreaptă caută Domnul și primind-o ca pe ea însăși faptă, trimite aceluia Duhul Sfânt pentru a lucra împreună cu el, pentru a îndrepta viața tuturor celor ce se vor voi să se mântuiască. Rugăciunea este lucru cel mai simplu și în același timp cel mai dificil. Ce să facă Dumnezeu cu mulțimile, mulțumirile noastre când cu faptele arătăm doar nemulțumire? Ai mulțumi lui Dumnezeu? Însă când este furtună, atunci se arată adevărata recunoștință. Rugăciunea înseamnă starea de permanentă recunoștință. Să mulțumim în toate și pentru toate. Omul care mulțumește lui Dumnezeu pentru relele ce trec peste el, nu simte acele rele. Rugăciunea este prezența lui Dumnezeu în noi toți și în toate. Unde se termine rugăciunea, începe păcatul. Cerul este adesea mai aproape de noi atunci când ne aplecăm, atunci când ne îndreptăm în sus. Doamne, Tu erai înăuntrul meu, dar vai, eu însumi eram în afara mea rugăciunea este unitatea de măsura dragostei. Omule, ai fost creat liber și chemat spre libertate, așa că nu te face robul păcatelor. Acela este cu adevărat liber care trăiește întru Hristos. El se află deasupra tuturor nenorocirilor. Dacă el însuși nu-și va face rău, atunci niciodată altul nu-i va face rău cu adevărat. Doamne, fă-mă robotou ca să fiu cu adevărat liber. Milostenia înseamnă a da cu bunăvoință și cu bucurie. Rugăciunea și postul sunt lipsite de putere, neînsoțite de milă. Fără milostenie, rugăciunile tale nu se ridică la cer și nu uita că mila biroiește judecata. Dacă nu dai cu tot sufletul, mai bine nu mai da, fiindcă aceasta nu este milo milostenie, ci pagubă. Mai mare fericire este a da decât a lua. Nu dăm celorlalți după cum merită, ci după cum au nevoie. Cu adevărat, milostiv este acela care și îmbrățișează pe toți și nu lasă pe nimeni în afara inimii sale. Dăruind, vei dobândi. Deci, drept, temete de mânia lui Dumnezeu ca să nu cazi. Cine crede că stă în credință, să i ia aminte să nu cadă. Deci, păcătos, încrede în mila Domnului ca să te poți ridica. Trebuie să ții capul plecat, pentru că în felul acesta în suflet coboară smerenia și evlavia. Astfel învățăm să-i respectăm pe ceilalți, să-i cinstim, să-i iubim, ca mai bun decât noi, ca pe prietenii noștri, ca pe icoanele lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a spus învățați de la mine cum au fost făcute cerul și pământul, cum au fost create toate cele văzute și nevăzute, cum se fac minunile și se înviază morții, dar ne-a spus învățați-vă de la mine că sunt blând și zmerit cu inima. Familia este o mică biserică, toți suntem fii unei mari familii. Noi îl numim pe Dumnezeu Tată, dar El ne-ar putea răspunde, dacă tu ai fi fiul meu, ar trebui ca viața ta să fie după însușirile mele, altfel eu nu te recunosc și nu recunosc în tine icoana ființei mele. Lumina este Dumnezeu. Fiți mica reflexie a unei mari lumini, sufletul și Hristos. Doar acestea două să te intereseze. Lumea toată de-ar cădea, pe acestea două nimeni nu ți le poate lua, afară numai dacă tu le dai cu voia ta. Fii împăcat cu sufletul tău și atunci cerul și pământul se vor împăca cu tine. Dacă ajungem lângă Dumnezeu, suntem în cer. Să ne facem sufletul cer. Caută-l pretutindeni pe cel care este pretutindeni. Binele nu-l găsim în cele trecătoare, ci suntem chemați să ne împărtășim din bunurile cele veșnice și adevărate. Ce sunt toate lucrurile vieții în comparație cu liniștea inimii? Orice om de rând care l-a aflat pe Dumnezeu, îl poate arăta prin felul lui de viață, mărturisindu-l în toate totul este făcut spre binele nostru pentru mântuirea noastră. Să dorim binele fraților noștri și mântuirea tuturor oamenilor mai mult decât pe a noastră. Suferi de pe urma unui om rău, iartă-l ca să nu fie doi oameni răi. Viața și moartea mea depind de ceilalți, căci dacă l-am câștigat pe aproapele meu, l-am câștigat pe Dumnezeu. Mântuirea este în același timp și lucrarea lui Dumnezeu și a noastră. Dumnezeu este ascuns în poruncile sale, iar cei ce îl caută îl găsesc doar în măsura împlinirii lor. Dragostea este începutul și sfârșitul mântuirii noastre. Ești desăvârșit atunci când în locul tău îl preferi pe aproapele. A fi aproape sau departe de Dumnezeu depinde de om, deoarece Dumnezeu este oriunde. A iubi pe cineva, pe cel drag, este un lucru al firii. A iubi cineva pe vrăjmaș este un lucru al harului. Dragoste este bucuria de a face altora bucurie. Sărăcia și bogăția nu pot învinge dragostea, dar dragostea poate învinge și sărăcia și bogăția. Dragostea îl preface pe cel ce iubește în chipul celui iubit. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu vei fi. Dacă îl iubești pe diavol, diavol vei fi. Dacă îți iubești trupul, trupul vei fi. Așa să este cea din tine lucrare a iubirii, de a uni pe cel ce iubește cu cel iubit. Dragoste e rădăcina și izvorul binelui. Când am ajuns la iubire, am ajuns la Dumnezeu. Dragostea e adevărata slujbă pentru Domnul. Dragostea este raiul. Întrucât este iubire, Dumnezeu se mișcă, iar întrucât este iubit, Dumnezeu mișcă spre sine toate lucrurile care sunt capabile de dragoste. Preoția se săvârșește aici pe pământ, dar ea are rang între drăgătoriile cerești. Însuși Isus Hristos a întemeiat această slujire. El a stabilit ca în timp ce suntem încă în trup să facem serviciu îngeresc. Dacă cineva îl disprețuiește pe un preot, imediat și Dumnezeu îl va disprețui pe el. Cel care vorbește de rău pe preot îl lovește pe Hristos în lumina ochilor. Nu cunosc suflet mai viclean ca acela care vorbește un preot de rău. Sfințenia vine din dragoste. Toți cei ce cred și iubesc cu adevărat sunt sfinți. Desăvârșirea omului este de a, soco de a se socoti pe sine nedesăvârșit. Îi cinstim pe sfinții imitându i Cât poate Dumnezeu cu puterea, poate și mai Maica Domnului cu rugăciunea prea sfântă Fecioară Maria, ea singura, șezând între Dumnezeu și oameni, pe Dumnezeu l-a făcut Fiul omului, iar pe oameni i-a făcut Fiul Dumnezeu. Deznădejdea este mai cumplită decât păcatul. Cel care își pierde nădejdea în Dumnezeu, acela face cel mai mare păcat, tăgăduind astfel că Domnul este iubire, milă și putere. Cel care și-a pierdut nădejdea, a pierdut totul. Și Iuda și Sfântul Petru au păcătuit. el din tâi a căzut în deznădejde, curmându-și viața dar cel de-al doilea, Sfântul Petru a căzut în deznădejde, dar s-a ridicat prin căință, iar căința a adus iertarea lui Dumnezeu. Păcatul este nedreptate. Degeaba tăiem crângile păcatului în afara noastră dacă noi rămân rădăcinile care vor crește din nou. Cine păcătuiește, fie se nedreptățește pe sine, fie nedreptățește pe altul. Iubește-i pe păcătoși, dar urăște faptele lor. A greși este omenește, a deznădăjdui este diavolesc. Nu atacul gândul este păcat, ci convorbirea prietenească a minții cu păcatul. Nu fi iubitor de sine, și vei fi iubitor de Dumnezeu. Egoismul este rădăcina tuturor patimilor. Nu căuta plăcere în tine și o vei găsi în ceilalți. Indiferența și lenea sunt mai vătămătoare decât toată lucrarea diavolească. Bogăția nu este în sine ceva rău sau bun, ci o unealtă de care te poți folosi rău sau bine. Ești bogat? Foarte bine. Ești zgârcit? Foarte rău. Nu bogații vor fi o ci cei ce slujesc bogăției. În cele trecătoare nu poți deveni bogat decât să răcim pe altul. În cele duhovnicești nu poți deveni bogat decât îmbogățim pe altul. Săraților, ce vă lipsește dacă l-aveți pe Dumnezeu? Bogaților ce aveți dacă vă lipsește Dumnezeu? Nimic nu este mai mare decât omul cu Dumnezeu și nimic mai mic decât omul fără Dumnezeu. Fără tine, Doamne, nu suntem nimic în această lume. Prin urmare, fără tine, ce am putea fi în veșnicie, orice vei face, să faci după proprie tale puteri, cu ajutorul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Or, ce vei vrea să faci în viață, totdeauna să spui nădejdea în Dumnezeu zicând, vreau să fac cu ajutorul lui Dumnezeu și atunci vei reuși. Amin.